Dacă ați văzut ultimul clip cu Get Ready With Me, nu știu acest clip la ce diferență de timp o să vină după acela, pentru că încerc să filmez mai mult în perioada asta, ca să nu mai avem probleme de genul mi s-a stricat camera și nu am clip, cum s-a întâmplat. Și așa că încerc să filmez un pic mai mult și încerc să am mai multe materiale, așa că nu știu exact la momentul la care filmez când vine clipul ăsta după Get Ready With Me. Dar dacă ați văzut clipul cu Get Ready With Me, știți că am început acolo un Q&A. Și am zis că în timp ce mă machiez să răspund și la întrebările voastre, că, așa cum ziceam, am promis un Q&A de prin decembrie sau ianuarie sau ceva de genul ăsta și încă nu s-a realizat și am și pierdut întrebările și le-am găsit și după aia iar v-am cerut întrebări și s-au adunat o grămadă de întrebări, foarte bune multe dintre ele, și de-aia vreau să stăm să facem partea a doua acestui Q&A, practic. Asta este partea a doua. Dacă vreți prima parte, mergeți la Get Ready With Me, vi las și în descriere. Și zic să începem, că sunt multe întrebări. Prima întrebare de la Adina. Adina care mi-a mai pus o întrebare super bună, o țin minte, n-am găsit-o ca să o pun pe ecran, nu știu unde, pe la ce clip a lăsat-o, dar știu că a lăsat întrebarea asta și o să răspund la ea după ce termin cu asta pe care le-a lăsat aici. Bun, deci, cum reușești să-ți faci ziua mai frumoasă? Crezi că noi ne facem viața frumoasă prin felul în care ne raportăm la ea? Da, categoric, ne facem viața mai frumoasă sau mai urâtă, depinde de situație, în funcție de cum ne raportăm la viața noastră. Și e destul de complicat să zic cum îmi fac eu viața mai frumoasă sau cum îmi fac ziua mai frumoasă. Depinde mult de starea pe care o am și, în general, am învățat că e bine să-mi controlez starea de spirit, e bine să nu mă las furată de peisaj și de anumite nu știu, trăiri, de anumite sentimente, de anumite lucruri care poate vin spontan, de anumite lucruri care se întâmplă. Este evident că sunt și momente în care se întâmplă ceva, gen mi se sparge obiectivul de la cameră și sunt la pământ, dar sunt și momente în care nu trebuie să te lași doborât de niște lucruri care se întâmplă sau de niște lucruri urâte care ți se spun și nu trebuie să-ți schimbe starea de spirit. E un proces continuu de învățare ăsta, de a-ți menține starea de spirit frumoasă și de a-ți menține optimismul la cote înalte și de a fi constant fericit. E un exercițiu constant pe care trebuie să-l faci, e ceva ce se învață în timp și asta nu înseamnă că nu vei avea și zile proaste și nu vei avea și zile în care te simți la pământ. Asta nu înseamnă că poate hormonii noștri, mai ales femei fiind, nu joacă și ei un rol foarte important în starea de spirit pe care o avem, dar în timp înveți. Dacă pentru tine este o prioritate să te simți bine, să ai o zi bună, să nu fii tot timpul supărat, să nu fii tot timpul trist, atunci în timp vei învăța să-ți faci singur o zi frumoasă și să ai o stare frumoasă. Acum, cum se întâmplă chestia asta, variază de la zi la zi, în funcție de starea pe care o am, cu care mă trezesc în ziua respectivă, în funcție de ce am de făcut în ziua respectivă. Sunt zile în care consider că am o zi frumoasă și mă simt bine dacă, nu știu, mi-am realizat toate planurile de pe to-do list-ul meu. Sunt zile în care am o zi frumoasă doar pentru că mă înseninează Woody, mi înseninează ziua. Și sunt zile în care am o zi frumoasă pentru că așa m-am trezit. Just like that. Dar da, depinde foarte mult de noi și de percepția noastră și de felul în care ne raportăm noi la lucruri. Și iarăși vă zic o chestie pe care am zis-o de-a lungul timpului de multe ori și pe care o cred cu tărie, și anume că în ziua de astăzi societatea cumva ne face și ne împinge să credem că avem niște vieți mizerabile, că avem niște vieți triste, tocmai pe ideea de a consuma mai mult. Nu știu dacă ați observat, și nu mă raportez neapărat acum în perioada asta cu războiul, dar înainte de război, să sperăm că se termină cât de curând și războiul și pandemia și toate lucrurile astea rele, și aș vrea să vă rog să țineți minte treaba asta pe care vă zic acum și să o încercați să o studiați după ce trec toate evenimentele astea nasoale, că să spunem acum, în perioada asta există un context și cumva e logic să se întâmple așa, dar am observat chiar și înainte de război și înainte de pandemie, dacă vă uitați la știri, la emisiuni TV,
care n-au treabă cu știrile, sunt emisiuni de divertisment, o să vedeți numai lucruri tragice, numai lucruri rele, numai lucruri urâte. Și brusc când intră reclamele, în primul rând că sunt foarte zgomotoase reclamele, dar toate reclamele sunt cu stare de bine, cu zen, cu frumos, da? Tocmai pe ideea de a încerca să manipuleze oamenii și de a încerca să-i controleze, să-i facă, să gândească că, vai Doamne, ce greu e și ce rea e viața și că nu știu ce, totul se dărâmă și după aceea poți să iei o pastilă minune și viața ta e frumoasă, da? Deci mare atenție că există multe manipulare în sensul ăsta. Eu cred că atâta timp cât suntem sănătoși, atâta timp cât avem ce mânca, și nu mă refer la chestii super fancy, ci să mâncăm la nivel de supraviețuire, putem să avem de mâncare pentru a supraviețui, și avem un minim de confort, cred că ar trebui să fim foarte fericiți cu treburile astea, da? Cred că ar trebui să fim super fericiți, pentru că sunt oameni care, din păcate, nu au nici măcar atâta. În care sunt lucrurile pentru care sunt recunoscătoare? Sunt multe lucruri pentru care sunt recunoscătoare. Sunt în fiecare zi recunoscătoare că încă văd. Pentru mine e mare lucru treaba asta, pentru că, după cum am spus, este o opțiune să nu se întâmple, să mă trezesc într-o dimineață și să nu mai fie opțiune asta, sau pur și simplu să se stingă lumina undeva la jumătatea zilei. Pentru mine e o opțiune treaba asta și atunci sunt recunoscătoare în fiecare zi pentru treaba asta, chiar dacă mă uneori mă enervez, chiar dacă uneori mă scoate din sărite că mă chinui, că trebuie să fac așa, că trebuie să mă încun, că mă doare capul, că nu văd anumite lucruri, că apare o frustrare din asta că încerc să ajung într-un anumit loc și nu știu pentru că nu văd indicatoarele și nu e nimeni care să mă ajute prin zonă sau chestii de genul ăsta. Chiar dacă îmi creează multe frustrări vederea mea, sunt încă foarte recunoscătoare pentru că văd, sunt recunoscătoare pentru pisicile mele, pentru voi, pentru că îmi ridicați moralul în fiecare zi, apropo de asta, în fiecare zi, și am șansa să vorbesc cu oameni absolut minunați. Am multe conversații cu voi în privat și sunteți absolut senzaționali. Și de-aia v-aș și zis Nico Family, pentru că vă simt ca și cum ați fi parte din familia mea. Eu ne venim dintr-o familie super extinsă, ne venim dintr-o familie unită, ne venim dintr-o familie din asta legată, și pentru mine sunteți familia mea și contează foarte mult asta și sunt recunoscătoare pentru voi, și sunt multe lucruri. Depinde, am momente în care stau așa și mă gândesc că sunt recunoscătoare câteodată pentru apă caldă sau pentru, nu știu, că bate un pic soarele mai puternic astăzi. Dacă au fost 3 zile fără soare, categoric, a patra zi când iese soarele, sunt super recunoscătoare pentru el. Da, deci cred că ăsta, exercițiul ăsta de recunoștință, a trebuit să ne-l formăm și să devină un automatism pentru foarte multe lucruri pe care le avem în viața noastră, pentru că, așa cum ziceam, dacă avem minimul de confort necesar, deja ar trebui să fim fericiți cu treaba asta. Așa, și ziceam de Adina că mi-a mai pus o întrebare foarte bună la un moment dat legat de eleganță. Ei plac foarte mult clipurile mele cu eleganța și eu iubesc și eu îi mulțumesc pentru asta. Era ceva de genul cu dacă știu sau dacă cred că sunt femei elegante în România, sau ca, să dau exemple, ceva cu, să dau exemple de femei elegante din România pe care le văd eu cu adevărat elegante, și mi-a pus ceva probleme întrebarea asta, de mă gândesc la ea de când am citit-o, mă gândesc așa periodic la ea, pentru că ideea de eleganță în România este denaturată foarte mult. Observ din reacțiile pe care le am la clipurile cu eleganță, când vorbesc despre eleganță, când vorbesc despre lucrurile astea, văd că ideea de eleganță la noi este denaturată foarte tare, adică foarte multe persoane consideră că o femeie elegantă trebuie să fie în primul rând snoabă, nu are voie să glumească, nu are voie să fie jovială, nu are voie să poarte blugi, nu are voie să aibă un limbaj mai relaxat. Multe femei consideră că a fi elegantă sau a fi femeie elegantă în ziua de astăzi trebuie să ai așa un fel de băț băgat undeva, știți, și să ai cu nasul pe sus tot timpul, sau să ai un anumit statut social, să ai o anumit, că
iarăși eleganța, iarăși multe cred că eleganța depinde de banii pe care îi afișezi sau de opulența pe care o afișezi. E total fals asta, n-are nicio treabă eleganța și vă repet de fiecare dată când am ocazia și când pot, eleganța nu are absolut nici cea mai mică treabă nici cu statutul tău social, nici cu banii pe care îi ai în cont sau nu, nici cu opulența pe care o afișezi, da? Deci eleganța nu are treabă cu lucrurile astea. Eleganța este o entitate diferită de toate lucrurile astea. Da, într-adevăr, în momentul în care ai un anumit statut social, acel statut impune și o doză de eleganță, dar asta nu înseamnă că multe persoane o și au acea doză de eleganță. Prin urmare, să revin, că iar mă duc departe, divaghez. Da, mă întreba de să dau exemple de femei elegante. V-aș ruga, sunt multe femei elegante în România, v-aș ruga totuși să nu vă raportați în ceea ce privește eleganța la vedete. Nu vă raportați la ceea ce înseamnă persoane publice cunoscute. Noi avem foarte multe femei elegante. Eu personal cunosc multe femei elegante pe care nu vi le pot da ca exemplu pentru că nu le știți. Sunt anonime. Sunt profesori, sunt, ingineri, sunt oameni care au vieți mărunte, normale, poate chiar insignifiante în comparație cu lucrurile la care poate unele dintre voi vă raportați. De-aia v-aș ruga, nu vă mai raportați când vorbim de eleganță la persoanele cunoscute, da? La persoanele ultra-celebre pe care le vedeți pe sticlă, pentru că e cu dus și întors acolo. Și n-aș vrea să intru neapărat în subiectul ăsta acum, cel puțin. Pe lângă asta, vă repet ce v-am spus în alte clipuri. Noi nu avem o elită socială. Elita noastră socială a fost eradicată odată cu venirea comunismului. A fost ștersă. Noi nu avem o elită socială. Elita noastră, micuță câtă este, este formată din medici de renume, din ăia puțin, câțiva medici de renume pe care îi avem, din câțiva profesori universitari, din câțiva oameni din ăștia de știință pe care îi mai avem, din câțiva oameni mai culți, așa, ca să spunem, mai elevați, dar elita asta este foarte mică în comparație cu masa în general a României, este foarte mică, nu este vocală, pentru că, iarăși, un anumit grad de cultură, în momentul în care avanseze așa, urci un pic în ierarhia socială, cel puțin din punct de vedere cultural, te face să fii mai reținut și mai rezervat. Și oamenii ăștia nu sunt vocali și prin urmare nu sunt cunoscuți, da? Am cunoscut inclusiv la universitate, inclusiv când am făcut facultatea, oameni de elită, ca să spun, din elita noastră, culturală, politică, cum vreți voi, pe care nu vi pot da ca exemplu pentru că nu-i știți. Fiindcă sunt anonim, sunt, interesul lor nu este să apară pe sticlă, să dea bine pe sticlă, interesul lor nu este să fie cunoscuți de oameni, da? Interesul lor nu este să fie adulați, ci interesul lor este să-și facă treaba și să rămână anonim făcându-și treaba, da? Prin urmare, e foarte greu să spui. Dar, ca să revin la întrebarea ei legată de femei elegante, ne-a venit în minte un exemplu care mi se pare foarte bun dacă stați un pic să-l studiați și mă refer la doamna Mioara Roman. Mioara Roman, fiind o femeie, știu că acum săra care, mă rog, are o vârstă destul de înaintată și are niște probleme și, mă rog, nu intru în detaliile astea, dar Mioara Roman este un exemplu foarte bun de femeie care aparține unei elite și care are o eleganță sublimă, desăvârșită. În puținele interviuri pe care le-a dat de-a lungul vieții la televiziuni, dacă le găsiți pe internet, încercați să o urmăriți, să vedeți cum vorbește, să vedeți gestica pe care o are, să vedeți atitudinea pe care o are față de lucruri care, să spunem, sunt, nu știu, aiurea, raportate la ea, la dânsă. Că, repet, așchia a sărit departe de trunchiul ăsta, cel puțin, asta e partea a doua. Întrebare pentru Q&A. Ce te-a determinat să devii beauty vlogger? Ai avut inspirație în materie de personalități din domeniul, sau pur și simplu ți-ai dorit asta?
Am mai povestit despre treaba asta și eu o să reiau foarte scurt. Da, eram în facultate și descoperisem și eu că pe YouTube există persoane care își arată colecțiile de make-up, fac o grămadă de lucruri. Am văzut o grămadă de lucruri din astea la care eu nu aveam acces, adică eram paralelă și consumam YouTube în disperare. Erau surorile Fowler care mă inspirau la vremea respectivă. El mai face clipuri sporadic, așa, din când în când. Blair nu mai face. Dar ele erau pentru mine principalele, pe ele le urmăream și mi-a plăcut foarte tare, nu știu, mi-a plăcut ideea asta de creativitate, că pot să... Și n-am plecat pe ideea de beauty, dar când am început eu, se marja foarte mult pe beauty, adică toată lumea era make-up artist, toată lumea trebuia să-și facă make-up, toată lumea era pe partea asta de make-up, dar eu n-am vrut neapărat să fac beauty, am vrut să fac de toate, că așa sunt eu. Eu vreau să fac de toate, eu vreau să încerc din tot, nu vreau un singur lucru. Și cu timpul s-a demonstrat că am o afinitate mai mare și vouă vă plac mai mult clipurile mele care nu țin neapărat de make-up. Așa. Da, nu știu, asta m-a inspirat, faptul că am libertatea de a crea, de a fi creativă, de a face cât mai multe lucruri, de a face cât mai multe chestii interesante, de a, știți, de a gândi eu un concept și de a-l face, de a învăța lucruri noi, nu știu, m-a atras și mi-a plăcut și a rămas cu mine, că dacă nu-mi plăcea, mă opream de mult. Așa, și iarăși o întrebare super bună. Cum procedezi când ajung pe paginile tale persoane nesimțite? Și aici nu mă refer la hate, ci la bărbați psihopați, deși cred că termenul la care vroiai să te referi tu era libidinoși, așa, că psihopați înseamnă altceva, care trimit mesaje indecente, deși conținutul tău nu îndeamnă deloc la ceva de genul. Da, știu exact la ce te referi. Și am un mod surprinzător pe YouTube n-am avut probleme asta. Cred că o dată sau de două ori m-am întâlnit cu niște chestii de genul ăsta. Pe Instagram mi se întâmplă mai des, dar din fericire, să rămână, Doamne, Instagram-ul s-a mai luminat și mai bagă lucrurile în spam, știți, așa, mai bagă, dacă nu mi-ai scris niciodată, te bagă într-o arhivă și ca să până îți văd eu mesajul, trece mult timp. Da, știu la ce te referi, la genul ăla de mesaje libidinoase de-a dreptul și mesaje scârboase cu care eu, din păcate, mă confrunt mai degrabă în viața de zi cu zi. Deci, cum ies pe stradă, mai ales că vin de la țară. Vă repet chestia asta pentru cine nu știe, repet în constant. Eu vin de la țară, mamă, deci când ieși la țară, când ieși cu tocuri, ești curvă, instant. Deci nu contează cum ești îmbrăcată, ce ai făcut, cum te cheamă, cum arăți, nu contează, poți să fii doctor, nu contează, poți să fii, nu știu, inginer astronaut, nu contează, ești curvă, dacă ai tocuri, ești curvă, punct. Dacă nu ești în papuși de plastic și ieși în tocuri, ești curvă, s-a terminat. Așa, apoi dacă, Doamne ferește, îndrăznești în loc de colanți sau pantalon de trailing, să-ți iei pe tine o rochie, să ți se vadă picioarele, s-a terminat. Deci nu mai. Da? Deci, în ceea ce privește libidinoșenia bărbaților din ziua de astăzi, da, mă confrunt cu ea aproape zilnic. Sau, mă rog, de fiecare dată când ies din casă. Hai să nu zic zilnic, că nu ies zilnic din casă. În ceea ce privește internetul, e foarte simplu. Îi blochezi. Adică e foarte simplu. Nici nu stau la discuții. Eu nu discut, nu bag chestiile astea în seamă. Sunt atât de... Nu, mi-e silă de ele și mi-e groază că s-a ajuns la nivelul ăsta de libidinoșenie și că pare interesant. Nu știu dacă sunt femei care sunt încântate de genul ăsta de mesaje și de atitudini. Eu personal nu sunt și prefer să mă țin la distanță de ele și pe mine niciodată, dar absolut niciodată, nu m-a atras un bărbat care face glume cu tentă sexuală. Decât dacă suntem prieteni apropiați. Adică dacă suntem prieteni și eu îți permit și vezi că îți permit, ok, putem să facem glume, că facem glume de a face glume, de dragul de a face glume și suntem amici și ne permitem chestia asta, dar așa să nu te cunosc și să încep să faci niște glume cu tentă sexuală sau să ai niște glume din astea deplasate sau să ai niște remarci deplasate, pentru mine, da, e... Ești
gata, deci persoana non grata din start. Deci nu, pentru mine nu există. Adică și ține iarăși foarte mult de cultură treaba asta. Deci niciodată n-am întâlnit un bărbat care să fie educat și să aibă cultură să facă chestia asta. Niciodată. Deci nu. Ține de cultură foarte mult, da? Adică e clar. Repet, nu știu ce femei sau ce fete se consideră nu știu, sunt extaziate, nu se sunt extaziate de genul ăsta de remarci, dar pe mine nu mă încântă deloc și din contră mă întristează faptul că tinerii din ziua de astăzi consideră că este o metodă bună de a atrage atenția fetelor și femeilor asta. Chiar mi s-a întâmplat, a fost un episod foarte interesant. La un moment dat mă duceam spre magazin. De la mine v-am mai povestit că trebuie să ies în capătul străzii mele ca să mă duc la magazin, la unul din magazine. Și mă duceam spre magazin și veneau unii într-o rablă de mașină, că altceva nu pot să zic că era. Și nu conta, putea să fie cea ultimul râgne de mașină. Nu asta era, nu mașina. Dar vreau să zic că și mașina denota personalitatea omului. Și iese unul pe geam, jumătate, din el fiind înmers cu mașina, pasagerul din dreapta iese pe geam și urlă la mine și pentru că m-am dat la o parte, fiindcă virase spre mine cu mașina, a început să bată cu pumnii în tabla de la mașină, doar ca să mă atragă atenția. Și stăteam și mă gândeam cui ar putea să-i se pară interesant sau cine ar putea să ia genul ăsta de atitudine sub formă de compliment. Că mi se pare grotesc. Mi se pare grobian și mi se pare scârbos. De dreptul scârbos, da? Dacă sunteți bărbați, vă rog eu frumos, reveniți-vă, că nu vă văd bine. Deci nu vă văd bine. Așa. Dacă sunteți femei și vi se pare genul ăsta de comportament, vi se pare excitant, ca să folosesc un cuvânt care se potrivește în context, iarăși, încercați să vă reveniți puțin, încercați să mai deschideți puțin ochii, să mai citiți, să mai vă educați puțin, pentru că e o problemă, da? Genul ăsta de comportamente nu cred că ar trebui să fie acceptate de femei, în primul rând, și cu cât le acceptăm mai puțin, ar trebui să dispară în timp. Pe lângă faptul că ar trebui să ne și educăm, nu știu, inclusiv colegii de la școală, ar trebui să ne educăm să nu se mai comporte așa ca niște animale din junglă. Dar asta e un subiect pentru altă dată, cum să spunem. Hai să trecem la următoarea întrebare, că deja stau prea mult pe o singură întrebare, pe un singur răspuns și o să dau de bucluc. Întrebarea de la Sabinuța, deși întrebările astea de pe Instagram am zis că le țin din cauza sau datorită subiectelor, am zis că le țin anonime, pe Sabina trebuie să o părăsc, pentru că na, e Sabina. Așa. Dacă s-ar putea te muta în altă țară, nu m-aș muta în altă țară și asta este și motivul pentru care nu m-am mutat până acum în altă țară, doar așa. Hai că mă mut în altă țară, știți? Adică doar de dragul de a pleca. Nu vreau să plec doar de dragul de a pleca, ca să fiu plecată. Că din ce am observat eu în ultimii ani, în ultimii 2 ani, mai ales cu pandemia, fenomenul este de întoarcere în țară. Sunt foarte mulți oameni care se întorc în țară pentru că, ce să vezi, nici în străinătate nu mai sunt covrigi în, în cozile câinilor. Hai că nu mi-a ieșit. Da, deci nici acolo nu mai sunt covrigi pe toate străzile. Prin urmare, nu m-aș muta în altă țară doar de dragul de a mă muta. Dar dacă, nu știu, conjunctura ar fi de așa natură, să spunem un job sau o relație sau nu știu, s-a întâmplat ceva care mi-ar cere să mă mut în altă țară și mi-ar fi și știu că na, ar fi un progres pentru mine din punct de vedere al vieții mele, cu siguranță m-aș muta, adică nu mă cramponez în chestia asta. Nu, eu am rămas mult timp aici în casa asta și constat că e o prostie ce am făcut de-a lungul timpului. E, mă rog, una din prostiile mari pe care le-am făcut, dar nu e bine să rămâi cramponat într-un loc, adică să stai agățat de un loc, să stai așa, înțepenit într-un singur loc. Nu, adică dacă e mai bine în altă parte și ți se oferă șansa să te dezvolți, să îți fie mai bine în altă parte, go ahead, du-te, nu sta agățat de un loc, mai ales când ești ca mine, când nu prea ești legat de nimeni și de nimic, în afară de mama.
alte legături foarte puternice care să mă împiedice, nu știu, total să mă mut, nu prea sunt. Adică și atunci, da, m-aș muta. Da, nu aș fi, dar ți-am zis, numai să se ivească contextul, să fie contextul de așa natură. N-am o problemă cu chestia asta, dar nu mă duc, hai că mă duc eu să caut covrigii din cozile câinilor. Nu mă duc. Încă mi-e bine aici. Cine te inspiră, scuze. Cine te inspiră, ce aspiri să devii, pe principiu ce vrei tu să devii când vrei să fii mare, te consideri un om bun? Mama, cum ar fi să zic nu? Nu mă consider un om bun. Cum ar fi să zic chestia asta? Sau cine răspunde cu nu mă consider un om bun? Nu știu, mi se pare funny întrebarea asta. Știu că se pune, știu că are o logică a ei întrebarea asta, dar stau și mă întreb cine ar răspunde cu nu la întrebarea asta. Da, eu mă consider un om bun, ca să o iau de la coadă la cap. Mă consider un om bun, deși de-a lungul timpului am încercat de multe ori să fac lucrurile bine și au ieșit prost și au fost interpretată ca nefiind un om bun. Sau... Na, fiecare cum vrea să mă vadă. Dar eu mă consider un om bun. Adică eu consider că scopul meu pe pământul ăsta este să-i fac pe oameni fericiți. Să-i fac pe oamenii din jurul meu să se simtă bine, să-i fac să fie fericiți, să-i fac să le dau încredere în ei. Ăsta e scopul meu. Asta cred eu, undeva în străfundul ființei mele. Dar de la ce cred eu și până la aplicarea reală, e distanță. Adică de la ce cred eu și până la ce se întâmplă în exterior, e distanța mare. Pentru că s-a întâmplat de foarte multe ori să fac oamenii nefericiți sau să nu-i fac să se simtă bine sau să-mi iasă pe dos lucrurile de cum am vrut eu să iasă, și prin urmare am fost interpretată ca fiind un om nu prea bun, dar intențiile mele întotdeauna au fost bune, aviz amatorilor care cred că nu. Ce aspirație, ce vreau eu să devin când va să fiu mare? Vreau să fiu liniștită, aia îmi doresc. Să am o viață atât de boemă încât să fiu liniștită, încât orice s-ar întâmpla să nu mă deranjeze nimic. Asta îmi doresc. O viață super boemă. Asta îmi doresc eu. Când vreau să fiu, cândva să fiu mare, vreau să am o viață super boemă în care să nu mă atingă nimic. Asta e cel lucru pe care mi-l doresc cel mai tare. Așa, și ce mă inspiră, depinde la ce te referi. Cu privire la ce? Inspirație cu privire la ce? Că și inspirația asta vine pe bucățele și pe categorii. Așa, inspirație în ceea ce privește pozele, inspirație în ceea ce privește, nu știu, viața, inspirație în ceea ce privește arta, inspirație în ceea ce privește YouTube-ul. Cu privire la ce? Că sursele de inspirație sunt diferite în funcție de domeniul despre care vorbim. Da. În ceea ce privește fotografia, mă inspiră mult natura, mă inspiră oamenii, mă inspiră lucrurile artistice care s-au mai făcut, adică și prin lucruri artistice mă refer aici la piese de teatru, la filme, la picturi, adică astea sunt sursele mele cumva de inspirație. Chiar zilele trecute mă uitam la un film și stăteam așa și contemplam o imagine și mi-am dat seama că vreau să fac o anumită fotografie pentru care am nevoie de ceva recuzită pe care nu am la dispoziție în momentul de față, dar ca să înțelegeți cum vine mie inspirația. Sau ascult o melodie și mă gândesc că ar fi drăguț să fac ceva de genul ăsta. Adică, na. Iar pentru YouTube, inspirația vine odată de la voi când spuneți cam ce ați vrea să vedeți. Atunci încerc să mă corelez. În al doilea rând, nu știu, tot așa, îmi răsar mie idei în cap la care mă gândesc și sau așa și le rumec și zic, mă, parcă ar fi un subiect bun să discutăm despre treaba asta. Leg cumva subiectele cu ce am mai făcut în trecut și știu că v-a plăcut și așa mai departe. Adică inspirația are foarte multe surse, nu trebuie să vă cramponați în ceea ce privește inspirația într-un singur loc. Inspirație poate să fie orice pentru tine, atâta timp cât lași lucrurile să te inspire. Da? Atâta timp cât lași inspirația aia să vină către tine, să zic așa. Ești certată cu Dumnezeu din cauza problemelor cu ochii? Da, încă o întrebare referitoare la problema mea cu ochii. Am dezbătut-o și în clipul cu Get Ready With Me. Dacă ești certată cu Dumnezeu... Nu
știu dacă se certă. Nu cred că am dat vina pe Dumnezeu vreodată. Știți care e chestia? Încerc să-L implic pe Dumnezeu, așa cum îl înțelege marea majoritate, că eu am ajuns la concluzia că îl înțeleg altfel pe Dumnezeu. Încerc să-L implic pe Dumnezeu cât mai puțin în problemele mele. Spre exemplu, nu prea cer chestii lui Dumnezeu. Adică eu îi cer chestii când vine vorba de alte persoane, nu de mine. Nu-i cer, dă-mi și mie aia sau aș vrea să mi se, dă Doamne să mi se întâmple aia sau dă Doamne să-mi iasă nu știu ce. Foarte rar zic chestia asta. Nu zic că nu se întâmplă, dar o zic foarte rar. Și în general nu pentru mine. De-aia relația mea cu divinitatea e puțin diferită de ce consider oamenii că ar trebui să fie, știți? Adică eu nu-L văd pe Dumnezeu. Imaginea pe care mi-am creat-o eu de-a lungul timpului și credeți-mă, a fost un copil care a fost dus la biserică de mic. Adică a fost dus la biserică cu sârguință, că numai așa, cu religiozitate, dacă vreți, a fost dus la biserică, că trebuie să te duci la biserică, cam așa. Cam asta era atitudinea. Bineînțeles, lucru care mi-a creat o repulsie față de mersul la biserică. Nu faceți niciodată treaba asta cu copii, raportat la orice, nu doar raportat la mersul la biserică. Și în timp mi-am dat seama că relația mea cu divinitatea este altfel și că o înțeleg altfel și că este mult îmi provoacă, dacă vreți să intrăm pe partea asta de divinitate, îmi provoacă un confort mult mai mare și o liniște mult mai mare viziunea mea față de divinitate decât ceea ce mi s-a inserat și decât ceea ce am fost obligată să învăț la școală, de exemplu, la orele de religie. Dar ca să revin, nu sunt certată cu Dumnezeu pe chestia asta, nu cred că am dat vreodată vina pe El. Mi-a zis cineva la un moment dat o frază care cumva însumează cam tot ce cred eu despre treaba asta, despre subiectul ăsta, și anume că eu mi-am consumat tot norocul la naștere când am ieșit cu vederea pe care o am, deși e un nenoroc, pentru că totuși am raportat la problemele pe care le am, încă mai văd. Știți? Ceva de genul ăsta, cam asta a fost formularea. Și cred că cam așa este, știți? Adică nu sunt certată, încerc să mă împac cu situația, că n-am încotro, adică și dacă mă împac și dacă nu mă împac, tot acolo e. Tot acolo ajung. Finalitatea tot aia este. Adică dacă mă cert cu Dumnezeu că nu văd, tot nu o să văd. Adică nu o să se întâmple să văd brusc și dintr-o dată mai bine. Nu. What turns you on and what turns you off? Dacă vorbim de bărbați, again, mi-mi plac bărbații, nu băieții. Dacă vorbim de bărbați, what turns me on? Un bărbat discret, cu maniere, care știe să se poarte, care are așa o eleganță deosebită în gesturi, în atitudine. Sunt din ce în ce mai rar bărbații eleganți în ziua de astăzi. Sunt din ce în ce mai... Sunt niște rarități, sunt niște specii pe cale de dispariție bărbații eleganți, așa că dacă aveți pe lângă voi așa ceva, țineți de ei cât puteți de tare, pentru că greu, mamă, greu în ziua de azi cu eleganța la bărbați. Ce e greu la femei, dar ce greu e la bărbați. Așa, și cred că și dacă aș ști să gătească. Da, întotdeauna mi s-au părut foarte sexy bărbații care știu să gătească. Nu contează cum arată. Deci nu contează cum arată un bărbat care știe să gătească. Mamă, și că gătește pentru o femeie, mi se pare genial. Nu trebuie să facă chestia asta în fiecare zi, Doamne ferește, niciun caz, dar când poate să facă așa ocazional, mi se pare genial. Și what turns me off? Păi tocmai ce vorbeam de libidinoșenia maximă pe care o au unii. Deci nu pot cu asta, nu pot cu... multe chestii, știți, cu mârlăniile și cu țopârlăniile care sunt în ziua de astăzi și care parcă vin la pachet și parcă și e, au impresia, nu știu. Și există acolo în mintea bărbaților din ziua de astăzi că, vezi, Doamne, noi femeile trebuie să acceptăm lucrurile astea și trebuie să le înghițim și trebuie, ba din contră, trebuie să fiu și să-i și apreciem, să-i adulăm pentru faptul că sunt mârlani. Și la fel, la turns me off intră și blugii sau pantalonii extrem de strânși pe picioarele bărbaților. Dacă ar fi să descrii natura umană în 3 cuvinte, care ar fi alea? Aoleu, mamă, greu! Să descrii natura umană doar în 3 cuvinte? Wow! Greu. Păi, în primul rând, natura umană este egoistă. Și dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că oamenii sunt egoiști. Sunt
orice ne-a spune lucrurile care se întâmplă de bine în ceea ce privește pe refugiații ucrainieni, natura umană este egoistă. Un al doilea cuvânt. Deci cum este natura umană? Egoistă. Adaptabilă. Cred foarte tare în puterea de adaptare a oamenilor, chiar dacă spun că nu, de aici încolo mi s-a terminat viața, nu, te adaptezi. Dacă îți pierzi mâine un picior, te adaptezi. Dacă mâine nu mai văd, o să mă adaptez. Chiar dacă chestia asta, bineînțeles, nu îmi provoacă plăcere, dar o să mă adaptez, că am încotro. Adică natura umană e adaptabilă. Deci egoistă, adaptabilă și... care ar mai... Hai să zic și ceva de bine, mă, zic și ceva de bine. Și uite, stau de 10 minute și mă gândesc la al treilea cuvânt care se definească natura umană și nu-l găsesc. Promit că revin cu al treilea cuvânt pe Instagram atunci când îl găsesc, dar acum nu, m-ai încurcat, deci chiar m-ai blocat cu treaba asta. Dar rămânem la adaptabilă și la egoistă. Cred că sunt două cuvinte foarte puternice pentru natura umană. Ca să vă chinui și pe voi, scrieți-mi și voi în comentarii cum credeți voi că este natura umană în viziunea voastră, da? Din trei cuvinte. Chiar, ar fi foarte interesant de văzut. Ce te face să te simți împlinită? Subiectul ăsta cu împlinirea este interesant, pentru că multă lume când vorbește de împlinire se gândește la acumulările materiale pe care trebuie să le avem noi sau punctele alea pe care trebuie să le bifăm până la o anumită vârstă. Știi ce mă face pe mine să mă simt împlinită? Faptul că fac ce vreau. Faptul că nu m-am lăsat ghidată de reguli, exact de punctele alea pe care trebuie, până la 30 de ani trebuie să ai copil, casă, mașină, să fii în depresie, să fii divorțată, să le faci pe toate până la 30 de ani, știți? Faptul că am încălcat regulile astea sociale și că am făcut fix ce mi-a trecut mie prin cap și cum mi-a trecut mie prin cap, fie că a fost bine, fie că n-a fost bine, nu contează, am făcut ce am vrut eu și continui să fac ce vreau eu, cum vreau eu, și nu, asta mă face să mă consider împlinită, că nu las pe nimeni să-mi spună, să-mi dicteze felul în care vreau eu să trăiesc sau felul în care vreau eu să-mi duc viața mai departe. Nu las pe nimeni să facă chestia asta și sunt mulți oameni care știu ei mai bine cum ar trebui să trăiesc sau ce ar trebui să fac în viața mea. Sau consideră că, de exemplu, sunt mulți care consideră că mi-am ratat existența pentru că până la 30 de ani n-am bifat, n-am făcut, nu sunt doctor în științe politice sau mai știu eu ce prostii. Da? Deci, dar eu nu cred chestia asta. Eu cred că sunt bine unde sunt pentru că am făcut ce am vrut. Și cred că viața de-abia de acum început pentru mine și lucrurile bune de-abia de acum încep. Și ce părere ai de generația Z și cum vor fi ei ca adulți? În primul rând, generația Z este, nu va fi, este deja foarte comodă. Generația Z este atât de comodă încât refuză să gândească. Generația Z este la modul, dacă nu-i spui o frază clară, nu se duce cu mintea mai încolo să înțeleagă substratul. Deci, și asta vine din comoditate, nu din prostie, da? Să ne înțelegem, sau din ignoranță, sau din alte... Nu, vine din comoditate. Se perpetuează trendul ăsta de a refuza să gândim. Ne spune cineva ceva și noi luăm de bun fraza aia, fără să încercăm să vedem substratul, fără să încercăm să analizăm. Generația Z este generația crescută cu obiceiul ăsta de a nu gândi, de a nu analiza lucrurile, de a nu face, de a fi cumva superficial, dacă vreți. În același timp, generația Z este generația cea mai avansată din punct de vedere tehnologic și o să, nu știu, în 30 de ani, când această generație Z vor fi adulții în care vor susține societățile, lucrurile vor fi puternic schimbate pe fond tehnologic din cauza sau datorită lor, nu din cauza lor, datorită lor. Adică vor fi multe meserii care vor dispărea, dar vor fi înlocuite cu opțiuni poate mai bune. Pentru că, la fel, pe cât le este de lene să gândească zeților, cum le zicea cineva, pe atât sunt capabili să se descurce din punct de vedere tehnologic și să găsească o soluție, o alternativă rapidă. Vor fi pe principiul TikTok-ului, ceva rapid. Și relațiile vor fi rapide, adică nu vor mai fi
relații de lungă durată, nu vor mai fi nici prietenii de lungă durată, pentru că nu vom mai avea timp și răbdare și energie pentru a investi în relații interumane, în mod special, la nivelul la care le înțelegem noi. Poate vor avea relații interumane, dar la nivel tehnologic, mai degrabă, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Da, va fi foarte interesant de văzut când o să am eu, nu știu, vreo 70 de ani, cum o să evolueze societatea. Bănuiesc că și eu voi fi una din acele babe comuniste, cum le ziceam eu când eram mică, care va fi probabil inadaptată social, tocmai pentru că schimbarea tehnologică și socială va fi atât de mare în 30 de ani, încât eu nu voi mai ține pasul. Cea mai frumoasă gafă făcută la job? Băi, nu știu dacă am gafe frumoase făcute la job. Până acum nu cred că am gafe frumoase făcute la job. Adică, da, frumoasă, nu cred. Gafe proaste, gafe, am mai făcut. Dar gafe frumoase, nu cred că mi-a ieșit. Aș vrea să mă laud, să zic că da, am ceva de spus, dar n-am, din păcate. Uite, întrebare care îmi place mult de tot, mult de tot, și care ajunge la subiectul ăla care îmi place mie, referitor la eleganță. Ce înseamnă luxul și eleganța pentru tine? Și ele vin la pachet sau sunt separate? Am atins puțin discuția asta, dar vreau să reau, pentru că v-am zis, este subiectul ăla de care place mie să vorbesc într-un așa, am o pasiune reală pentru subiectul ăsta. Luxul și eleganța sunt separate. Sunt separate. De-aia vă vedea oameni care trăiesc în lux și n-au pic de eleganță. Da? Este într-adevăr, este adevărat că s-a implementat cumva în mintea noastră a oamenilor că, vezi, Doamne, luxul presupune eleganță, și sunt situații, dar nu. Luxul și eleganța sunt total separate. Da? Deci nu vin la pachet. Și este posibil să trăiești lux și să n-ai dram de eleganță, și este posibil, cum am cunoscut multe persoane, să ai o eleganță desăvârșită, să poți da lecții ca lumea în ceea ce privește eleganța și să nici nu fi avut contact cu un minim de lux. Da? Luxul pentru mine înseamnă, uite, luxul în ziua de astăzi este timp. Luxul este acea atmosferă boemă de care vă zic eu că vreau să mă bucur în viața asta, acea viață boemă pe care aș vrea să o am, aia înseamnă lux pentru mine. Pentru mine luxul nu înseamnă nici Chanel, nici Hermes, nici Prada, nici Gucci, nici niciun brand și nici o titulatură și nici o chestie din asta deosebită pe care, mamă, sau nici caviarul cel mai scump din lumea asta. Nu asta înseamnă lux pentru mine. Mi se fâlfâie, ca să mă exprim în mod academic și foarte elegant dacă pot, de toate lucrurile astea, și pe măsură ce trece timpul îmi dau seama că sunt atât de puierile, dar atât de puierile lucrurile astea și atât de irelevante și atât de nesemnificative. Atât de nesemnificativ este logo-ul ăla Chanel. Asta nu înseamnă că n-aș purta o geantă Chanel dacă mi-aș permite eu sau dacă aș vrea să o am. Dar geanta aia Chanel trebuie să vină la pachet pentru mine, în mintea mea, cu un anumit nivel de trai și cu un anumit nivel de viață și cu un anumit stil de viață. Nu pot să-mi iau geanta aia Chanel cât timp eu merg cu metrou. Seriously. Nu pot să-mi iau geanta aia Chanel ca să arăt câurile alea frumoase doar pentru că e la modă și să renunț la mânca sau să renunț la, nu știu, aranja casa sau... Da, puteam să, de exemplu, că în baia mea au intrat cam două genți Chanel, dacă vă interesează costurile. În baia mea au intrat cam echivalentul a două genți Chanel. Cam atât a intrat acolo, dar am preferat să intre banii ăia acolo decât să intre într-o geantă Chanel măcar, știți? Ca să înțelegeți cam cum stau lucrurile în mintea mea. Deci pentru mine luxul nu înseamnă chestiile astea materiale. Pentru mine înseamnă, luxul înseamnă, spre exemplu, să-ți permiți să ai luxul de a te duce și de a te plimba și de a-ți dezvolta cultura prin toată lumea. Aia, ăla este un lux adevărat pentru mine. Nu să... opulența asta sclipitoare pe care o vedem, care nu știu... Cum zicea și Lagerfeld, le vezi pe multe că și iau o geantă
Chanel și apoi trag de ea toată viața. Stau și cutia și o prezintă și nu știu ce. Nu ăla este lux și nu aia înseamnă să ai bani. Da, luxul e cu totul altceva și dacă vă uitați puțin la nordici în mod special, încep să am o fascinație din ce în ce mai mare pentru nordici, pentru norvegieni, pentru danezi, pentru suedezi, pentru finlandezi. Încep să am o fascinație din ce în ce mai mare și să-i apreciez din ce în ce mai mult, pentru că nu-i vezi îmbrăcați în branduri. Da? Și nu-i vezi îmbrăcați în chestii opulente, luxoase, sclipitoare și poate că și le permit de 10.000 de ori mai bine decât noi. Da? Deci nu asta înseamnă lux pentru mine și pe cât posibil încerc să inspir oamenii să ne gândească în direcția asta. Eu nu vreau să gândiți ca mine, eu nu vreau să fiți de acord cu mine sau să fiți împotriva mea sau să creăm o dispută aici în ceea ce privește, uite, luxul, că știu că este o temă foarte, foarte controversată, mai ales pe Instagram. Nu asta îmi doresc, eu îmi doresc ca prin lucrurile pe care vi le spun, că nu știu, prin concepția mea de viață, să vă fac și pe voi să vă gândiți la treaba asta. Dacă sunteți de acord cu ea, bine, dacă nu, iară bine. Adică eu nu am pretenția de la oamenii care mă urmăresc să gândească ca mine, să mă aprobe, să-mi ridice statuie, să mă ridice pe un piedestal, să mă divinizeze. Eu nu asta vreau de la oamenii care mă urmăresc. Eu vreau să vă provoc să gândiți voi, cu mintea voastră, să fiți independente din punct de vedere al gândirii, că degeaba sunteți femei puternice și independente financiar dacă mintea voastră este manipulată de alții. Da? Deci, eu asta vreau să impulsionez în mod special femeile să gândească și să ajungă la propriile lor concluzii și raționamente și să ajungă la propriile lor idei și la propriile lor valori, pe mintea lor și pe gândirea lor. Da? Pe forțe proprii. Așa, deci așa. Și ce înseamnă lux? Eleganța, iarăși o chestie cu care nu are nu-s de acord, am auzit că eleganța te naști cu ea. Nu e adevărat, se învață. Eleganța se învață. Știu foarte mulți oameni care au dobândit eleganța pe parcursul vieții lor, da? Și înveți, adică eleganța, felul în care eleganța ține de respect în mod special, de a avea o atitudine respectuoasă nu doar față de maniere sau față de anumite lucruri din societate, față de anumite reguli din societate, ci eleganța ține de respect, în primul rând respect de sine, apoi respectul față de cei din jur. 99% din oameni cred că au învățat, pentru că nu cred că s-a născut, nu cred că am văzut un bebeluș care s-a născut gata, direct, elegant și n-a mai avut nevoie să învețe nimic. Nu, cred că din contră, eleganța se învață și este accesibilă tuturor, indiferent de statutul social, poți să stai în ultima băgăună, în deal acolo, să ai noroiul până la genunchi, fiindcă nu ai drumul asfaltat și cu toate astea poți să ai un dram de eleganță și poți să-l dezvolți dacă vrei, da? Dar eleganța, în mod special, are legătură, este în strânsă legătură cu educația. Veți vedea că oamenii din ce sunt mai educați, din aia devin și mai eleganți. Da? Deci mai degrabă eleganța are legătură cu educația, cu nivelul de cultură, decât cu luxul. Dacă nu să bat eu recordul celui mai lung clip de pe YouTube cu Q&A-ul ăsta, n-am făcut nimic. Deci dacă nu are o oră jumate doar partea asta, n-am făcut nimic, că mai sunt încă o grămadă de întrebări. Așa, ce părere ai despre a impune limite oamenilor, cred că ai vrut să zici, un mic type of, nu contează, apropiați. Am o părere foarte bună. Constat pe măsură ce trece timpul că e din ce în ce mai bine să impui limite oamenilor, chiar și apropiați, chiar și familiei, adică unde nu sunt limite, unde nu sunt limitele foarte clar trasate, este loc de a împinge barierele și de a se băga toată lumea în viața ta și în problemele tale, prin urmare trebuie să impui limite chiar și familiei, chiar și soțului, partenerului, iubitului și așa mai departe, trebuie să existe niște limite printre care să navighezi, că și așa cum el, cum tu impui limite și el o să impună limite sau invers. Da? Și trebuie să impui limite și să fii foarte fermă și foarte clară în primul rând cu limitele tale, dar să știi până aici, de aici încolo nu se
discutăm. Și e important să îmi pui limite, pentru că altfel toată lumea se crede că este îndreptățită să-și dea cu părerea despre viața ta, despre ceea ce faci, despre cum faci, despre, știți, clasicul, hai că vin și eu mă dau cu părerea, da? Deci nu, trebuie să impuse limite chiar și oamenilor apropiați. Salut, lucrezi, din ce te întreții, dacă nu este prea personal? În general, știți că mă feresc de chestiile foarte personale, pentru că sunt de acord, apropo de limite, că trebuie să păstrăm niște limite. Și aș vrea să răspund la întrebarea asta cu altă întrebare la care să-mi răspundeți voi, ca să mă luminați. Nu sunt sarcastică sub nicio formă, nu sunt ironică, nu vreau să par mai deșteaptă decât sunt sub nicio formă, din contră. Așa, aș vrea să-mi răspundeți voi la întrebarea asta, de ce există atâta curiozitate, în general, nu raportat la mine, că nu cred că este o curiozitate deosebită în ceea ce mă privește, dar în general, în ce îi privește pe oamenii, nu știu, care se afișează public, indiferent prin ce modalitate, de ce este atâta curiozitate, de unde își câștigă banii, cum își întrețin viața, dacă se întrețin, dacă sunt reținuți, dacă și așa mai departe. Spuneți-mi și mie, pentru că eu nu înțeleg. Deci, la modul cel mai serios și cel mai sincer, vă spun că nu înțeleg de ce este atâta curiozitate în jurul acestui subiect și de ce oamenii simt nevoia de a pune întrebările astea. Nu-mi dau seama, nu reușesc să-mi explic și aș vrea să-mi explic ca să pot să identific niște trăsături de caracter ale oamenilor sau niște modalități de gândire mai degrabă. Și, așa că răspundeți-mi voi, de ce întreabă lumea așa ceva? Și da, astea sunt întrebări care vin din categoria mult prea personal. Altă întrebare. Hello! Cum mai ești? Mulțumesc, sunt, cred că mai bine acum. Am trecut printr-o perioadă... Nu tocmai mai roz, exact ce vă ziceam în daily vlog-ul pe care l-am filmat, în paralel cu ce filmez acum, nu tocmai roz, am trecut printr-o perioadă, dar să sperăm că se așează lucrurile, că încep să se așeze, așa se pare, așa se anunță că încep să se așeze lucrurile și că se vor schimba în bine. Mulțumesc de întrebare! Este foarte frumos când cineva, care, mai ales când cineva care te urmărește, te întreabă, păi, dar cum ești azi? Te simți bine? Ești ok? E un sentiment foarte plăcut, e foarte ciudat de explicat, dar e foarte plăcut sentimentul când te întreabă așa. Un străin care, pentru care poate și tu e străin, că na, mai mult decât ce arăți nu știe despre tine și despre care tu cu atât nu știi mai puțin, te întreabă ce faci. E foarte, foarte plăcut. Cu ce îți mai ocupi timpul? Produse noi pe care îți plac. Produse noi care îți plac. Citeam pe care le-ai descoperit, deși nu scrie așa ceva acolo. Nu am mai descoperit niciun produs nou, în afară de ce v-am zis în favorite. Adică dacă descoper ceva nou, sigur vă arăt în clipurile cu favorite. Nu am mai testat nimic nou. Nici nu am avut un apetit crescut către cosmetice în mod special. În prima parte a anului, după cum v-am zis de la începutul anului, cred că v-am zis că mi s-a luat, adică mi s-a, nu știu, așa. Acum parcă încep să devin iarăși curioasă, încep să mă mai atragă în anumite lucruri, dar nu mă dau pe spate, adică nu sunt, n-am găsit încă acel produs. Chiar asta vorbeam în zilele trecute și cu Eugenia, bă, parcă nimic nu mi-a atras atenția. Am întrebat și pe ea, păi, ceva lansări noi, că parcă mie nu mi-a atras nimic atenția și nu simt că m-ar atrage ceva. Cu ce mă mai ocup? Mult. Mult. Destul. Inclusiv mi-am făcut o mini grădină de bălării, cum ne spun eu, pentru că vreau să am multe salate în perioada care urmează, să trec pe a fi cât mai erbivoră posibil. Așa, pentru că îmi plac salatele, nu din alte motive, nu să nu începem iarăși cu de ce nu devii vegană. Dacă ai avea de ales între pisici și câini. Ești cumva dușmanul meu sau intenționez să devii tu persoana care mi-ai pus această întrebare? De ce pui asemenea întrebări? Cum adică să am de ales între pisici și câini? Dar de ce trebuie să alegem între pisici și câini? Sunt atât de speciale aceste sufletele, încât n-aș putea să aleg.
Bine, dacă mă pui să stau într-un apartament, cel mai probabil nu mi-aș lua câine. Acum, realist vorbind, nu cred că mi-aș lua câine, pentru că este foarte dificil într-un apartament. Eu am crescut la țară, again, în curte, de fiecare dată, cu câini în curte. Pe mine nu mă șochează și nu mă sperie ideea de a lăsa cățelul iarna afară. Lași, bineînțeles, nu-l lași să doarmă zăpadă, dar îi faci și lui acolo măcar un culcuș. Dar nu mi se pare nimic nenorocit, că știu că sunt mulți oameni care sunt șocați, hai cum să lași cățelul afară. Câinii stau de regulă acolo, s-au născut afară, nu în casă. Așa, deci nu mi se, dar mi se pare foarte dificil, mai ales un câine de talie medie spre mare să-l ții în apartament. E chinuitor și pentru el, care are nevoie de spațiu. Mă uit la nebunele mele. Nu zic de zdranță, că săracul e bătrân acum, dar mă uit la fete. La Vulpi și la Fița, la Happy, au nevoie de spațiu. Păi astea dacă nu aleargă tot câmpul din spatele casei, dacă nu aleargă și în toată curtea, aleargă și țopăie și se joacă și... N-ai putea să le... În primul rând că așa au crescut și în al doilea rând îmi dau seama că un animal de genul ăsta are nevoie de spațiu. Deci are nevoie zgâtia aia de udi că n-are loc în casă, în toată casa, face raliuri pe aici și e atât de tristă și atât de posomărâtă ca mine. Când sunt nori și e frig afară, se uită pe geam așa cu jind la vrăbiuțe și e așa de supărată. Da, deci pisicile au nevoie de spațiu, dar aminte câinii. Deci dacă ar fi să fiu într-un apartament, nu cred că mi-aș lua câine, deși m-ar durea chestia asta pentru că îmi plac și câinii foarte tare. Dar nu mă pune să aleg între câini și pisici. 3 sfaturi pentru un adolescent. Numărul 1, nu te îmbăta doar de dragul de a te îmbăta. Că știu că e o modă în adolescență să faci chestia asta, să fii teribilist și să te îmbeți doar de dragul de a te îmbăta. Las, că o să vină vremea în care o să descoperi rolul alcoolului și o să ai suficient timp să te înveți. Numărul 2, ai mare grijă de tenul tău, indiferent că ești băiat sau fată, ai grijă de tenul tău și învață cât mai devreme, cu putință, cum a apărut primul coș, cum a apărut primul semn de pubertate, învață să ai grijă de pielea ta și de corpul tău. Și numărul 3, experimentează cât mai mult, dar fără să spui viața în pericol. Da? Adică poți să faci cât de multe boacăne posibile și învață cât mai mult și fă cât mai multe greșeli și dă-te cu capul de toți pereții, dar cu condiția să nu spui viața în pericol. Adică a nu se înțelege că du-te și fă toate tâmpenile teribiliste doar pentru a experimenta și prin astea să-ți pui viața în pericol. Nu. Experimentează, dar nu spune ai grijă de viața ta și de tine. Nu te vindești de boala comparației. Vai de capul meu, e cumplită asta. Vai de... Deci v-am zis că sunt întrebări puternice în partea asta a doua a clipului. Așa, le-am luat în ordine în care au venit, adică să pură aleatorii, nu le-am selectat eu ca să vin așa. Cum te vindești de boala comparației? Greu. Greu, pentru că noi suntem o nație care suntem învățați să ne comparăm de mici. Uite că al meu a mișcat mai repede decât al tău. Al meu a râs primul, bebeluș, adică vreau să zic. Bebelușul meu a vorbit primul. Ba nu, al meu a mers primul. De ce tu ai luat nota 5 și colegul a luat 7? De ce tu ești mai prost ca el? Și tot așa, de ce clasica, eterna comparație care se făcea, o făcea mama, de ce tu vii murdară ca un porc? Și Georgiana fiind colega de clasă, cu care mi-a devenit și colegă de bancă ulterior, este atât de curată. Păi da, Georgiana nu dădea luptele de K1 pe care le dădeam eu. Deci eram în contexte socio-politico și culturale total diferite. Normal. Că Georgiana era curată ca o păpușică, Georgiana fiind și foarte mică când eram la școală și eu eram... Doamne, iată-mă, eu eram tomboy. Exact definiția lui tomboy. Eu eram. Da, deci trăim prin... Creștem și trăim și ne ducem toată existența comparându-ne și trebuie să-ți dai seama că, unu, nu plecăm toți, dar asta e o realizare pe care trebuie să o faci tu la nivel mental și să ajungi prin logică să-ți dai seama că așa este și anume că nu ne naștem toți la fel. Nu plecăm toți de la ce... Nu avem toți aceeași linie de start. Nu plecăm cu aceleași șanse în viață. Nu plecăm cu aceleași lucruri în viață. Prin urmare, clar, din start, nu suntem la fel. În al doilea rând, fiecare alege să reacționeze diferit la lucruri, da? Felul în care tu percepi
nu știu, o mărire de salariu, să zicem, este altfel față de cum o percepe un alt coleg, deși sunt chestii similare, da? Ceea ce faci tu cu mărirea de salariu nu este același lucru cu ceea ce face colegul. Prin urmare, nu te poți compara cu el și nu-ți poți compara statutul social și nu poți... Dar e o muncă foarte grea de ani de zile pe care și eu am dus-o și câteodată mai cap și încad și eu în capcana asta a comparației și mă compar și zic, dar de ce eu nu pot? Dar de ce eu nu am? Până îmi revin, îmi dau două palme și mi-am revenit, da? Deci e vorba de obișnuință. Să încerci să te educi, să nu te mai compari cu alții, să-ți dai seama că tu nu ai aceleași valori ca alții, tu nu ai aceleași principii, tu nu pleci de la aceleași puncte ca ceilalți și așa mai departe. Adică lucrurile sunt extrem de diverse din stat. Crezi în spiritele casei. Așa. Crezi în spiritele casei. În facultate am locuit undeva cu uși care se deschideau și se închideau brusc. Da. Este un subiect foarte interesant. Pentru că eu, una din pasiunile mele principale când mă trezește Udi, în mod special noaptea sau când eu nu reușesc să adorm sau mă trezesc pur și simplu, este să mă uit la filme sau emisiuni din astea cu vânătoare de, cu vânători de fantome. Eu știu acum că acele emisiuni sunt regizate, pe Eugenia o ripilează chestia asta. Nu înțelegea cum nu mă puteam uita la filme de groază, dar mă uitam la chestiile alea noaptea, în timp ce nu-mi venea să dorm. Da, mă pasionează chestia asta, mă pasionează uitatul. Cred următorul lucru. Cred că nu știm absolut totul despre lumea noastră și despre universul ăsta și că noi venim pe... trecem prin mai multe planuri existențiale, adică putem fi aici și conform cu fizicii cuantice putem să fim și în altă parte și așa mai departe. Adică nu știm absolut totul despre natura. Cred de asemenea că noi suntem formați și dintr-un spirit, care spirit s-ar putea sau nu să părăsească lumea asta când partea noastră fizică s-a terminat, da? S-a încheiat. Când partea noastră fizică a murit, spiritul nostru trebuie să se întâmple ceva cu el, să plece, să se facă ceva. Că se duce în iad, că se duce în rai, că rămâne pe pământ să ne bântuie, asta nu știu, că n-am verificat-o încă, n-am trecut pe acolo ca să știu. Deci, nu știu. Sunt foarte multe lucruri și cred de asemenea că nu e bine să ne jucăm chestiile astea. Adică nu e bine să ne... să deschidem portițe prin care să lăsăm aceste spirite să se joace cu mințile noastre, spre exemplu. Că, apropo de emisiunile alea la care mă uit, se întâmplă tot felul de lucruri în care oamenii sunt atacați de aceste spirite și, iarăși, cred că este o posibilitate ca tu să lași loc acelor oameni. De ce mă uit eu la emisiunile alea și de ce nu mi se face frică? Este pentru că eu am cum o convingere că dacă eu nu las spiritele alea să-mi facă rău, nu vor face rău. Înțelegeți? Adică am senzația că ele, ca să-mi facă rău, trebuie să le dau eu cumva voie, să le permit eu prin, nu știu, atitudinea mea, prin natura mea, prin ceva, trebuie cumva eu trebuie să le permit chestia asta, ori eu, la nivel mental, cel puțin acum, nu le permit treaba asta. Nu m-am întâlnit niciodată cu o situație de genul ăsta. Pot să spun că am fost în case în care am simțit că e ceva în neregulă, în care am simțit așa că mi se ridică părul pe ceafă sau am simțit că mă atinge ceva sau că trece cineva pe lângă mine deși eram singură, am simțit chestiile astea, dar nu mi s-a făcut, nu atât cât să mi se facă frică, ci mai degrabă m-au făcut curioasă. Mama, îmi spunea iarăși mama de o perioadă când a stat într-o gazdă în București, s-a mutat undeva în București și mi-a zis că în casa aia se sinucisese un om și a zis că atâta timp cât a stat în casa aia avea numai coșmarul, n-a putut să doarmă, n-a stat mult pentru că a trebuit să se mute, prin urmare ceva se întâmplă, adică nu cred că noi suntem singurele entități din lumea noastră, chiar și de pe pământ, nu cred că suntem singurele entități și nu cred că știm absolut totul, deci prin urmare se întâmplă ceva. Cred că o relație cu o diferență de vârstă poate funcționa? Da, tot ce nu. Problema cu relațiile astea cu diferență mare de vârstă este, și știu din experiență, am învățat-o pe pielea mea, problema cu ele este că necesită o maturitate mai mare decât
ar presupune vârsta celui partenerului mai mic ca vârstă. Înțelegeți? Dacă eu, spre exemplu, sunt în relație, eu sunt cea cu vârsta mai mică, da? Eu sunt cea care vine cu vârsta minus, ca să zic așa, se necesită un grad mai mare de maturitate din partea mea decât mi-ar cere vârsta, da? Deci dacă am o relație, deși nu vă recomand până în 25 de ani să aveți o relație cu un partener mai mare decât voi, cu mult, relațiile cu partenerii mai mari decât voi până în vârsta de 25 de ani, din experiență, vă zic că o să fie niște failuri totale care vă vor lăsa cel mai probabil traumatizate. Poate discutăm într-un alt clip, iar e subiect de discuție într-un alt clip, e complicat, așa, dar putem să discutăm într-un alt clip despre asta. Dacă eu, spre exemplu, cazul meu, sunt într-o relație și sunt cea mai mică ca vârstă și am 30 de ani, să spunem, se presupune ca nivelul meu de maturitate să fie mai mare decât l-aș avea la 30 de ani, da? Relațiile, mai ales pentru femei, relațiile astea cu diferență mare de vârstă te maturizează foarte tare, te maturizează puternic. E posibil ca tu să vii cu un grad de maturitate din copilărie, da? Să fi fost deja maturizată înainte de vreme, ca să zic așa. Dar se poate, dar presupune din partea celui care este mai mic un grad de maturitate mai mare și dacă nu ești dispus să te comporți matur, mai matur decât ar trebui, să fii mai matur și mai cerebral decât ești la vârsta respectivă, mai bine nu te bagi în relația aia. Dar altfel, dacă tu vii și în general, din ce am văzut eu, din experiența mea și din oamenii pe care i-am întâlnit, cei care intră în relații din astea cu diferențe mari de vârstă sunt aceia care deja au o maturitate precoce, să spunem, da? Sunt mult mai prea maturi pentru vârsta lor, da? Pentru că eu una, spre exemplu, nu pot cu unul de vârsta mea, nu zic când aveam 25 de ani sau 20 de ani, zic acum, la 30 de ani, eu nu pot cu unul de 30 de ani, nu pot, pentru că ăla nu e bărbat în ochii mei. Și de ce nu e bărbat? Pentru că nu are seriozitatea necesară unui bărbat, nu este cerebral ca un bărbat, nu are calitățile pe care le caut eu la un bărbat la 30 de ani, da? Și cunosc, Doamne iartă-mă, că am crescut cu ei. Deci nu pot cu ăștia. Ai avut teamă de relații? Dacă da, cum ai depășit-o? Teamă de relații, am cerut specificații pentru că nu înțelegeam întrebarea și era vorba de o relație cu un iubit, o relație amoroasă. Teamă de relații, iarăși, cred că trebuia să fiu și eu mai specifică. Teamă de relații, da, mi-a fost la început. Să intru la începuturile mele, când eram mică, mi-era frică să intru într-o relație pentru că nu știam cu ce să mănâncă toată treaba asta, pentru că eu am fost, iarăși, repet, am fost ținută așa, știți? Exact cum e o pasăre din aia ținută în colivie și cu ceva peste, cu un prosop peste, așa am fost eu ținută și nu știam în ce mă bag, nu știam ce mi se întâmplă, nu știam ce se poate întâmpla, nu știam la ce mă expun și așa mai departe, adică nu știam nimic de capul meu, eram perci. Prin urmare, da, mi-era frică la început. Acum nu mai mi-este frică. Acum mi-e frică doar când pierd timpul, atâta. Dar și asta vine la pachet cu căpătat de experiență. Adică capeți o experiență prin faptul că îți pierzi timpul cu un om. Înveți ceva, da? Deci, în contrapartidă, înveți ceva. Dar, da, nu mă mai sperie treaba asta și cum treci de frica asta de a intra în relații? Intrând, băgându-te, aruncându-te cu capul înainte, făcând ce vrei tu, nu ce vor alții. Când îți spune cineva nu, tu te duci în direcția aia și faci, te dai cu capul de pereți și suferi, nu-i problemă, suferi, te dai cu capul de pereți, vezi că nu e bine, nu contează, înveți, îți înveți tu lecția pe pielea ta, îți tragi tu propriile concluzii și treci mai departe. Așa treci de frica asta. Hai să facem un clip despre relații, nu? Despre relații cu diferențe mari de vârstă. Relații cu diferențe mari de vârstă? Aș fi curioasă să ne povestești mai mult. Hai că poate vorbim într-un clip viitor. Am deschis cutia Pandorei când am zis. Așa, n-am avut de lucru. Hei, Nico, întrebare. Ești full-time blogger? Nu. Aș vrea eu. Se poate trăi din asta?
Te pup. Și eu te pup. Da, se poate trăi din asta pentru cine vrea să facă anumite compromisuri, pentru cine se expune la anumite chestii și pentru cine are stomacul necesar să digere anumite lucruri, eu nu am. Și pentru cine are și creează sau are relațiile necesare pentru așa ceva. Da, se poate trăi din vlogging, nu vă recomand să faceți chestii, să plecați pe ideea vreau să fiu vlogger. Nu sunt full-time vlogger, nici nu știu dacă mi-aș dori să fiu full-time vlogger, chiar nu cred că mi-aș dori să fiu full-time vlogger, odată pentru că ar răpi mult din plăcerea de a face chestia asta. Poate că mi-aș dori să-mi aducă un venit mai consistent decât o face la ora actuală vlogging-ul și poate că mi-aș dori să contribuie mai mult la bugetul meu decât la partea de cheltuieli. Așa, deocamdată mai mult contribuie la cheltuieli decât la încasări. Da, mi-ar plăcea să vină un aport de un aport financiar și pe partea asta, dar nu cred că mi-ar plăcea. Am ajuns la concluzia că nu cred că mi-ar plăcea să fac asta, doar asta și numai asta, să depind de asta și cred că din punctul ăsta al vieții mele nu vreau să mai depind doar de un singur lucru, vreau să mă întind. Am ajuns în punctul în care în sfârșit am dobândit și o maturitate necesară să pricep că nu e bine să depinzi de un singur lucru, nici de un singur bărbat. Glumesc. Nici nu e bine să depinzi de un singur, de o singură sursă de venit și vreau să mă extind pe cât de multe paliere posibile, taci din gură, te rog eu frumos, vreau să mă extind pe cât de multe paliere se poate, astfel încât să nu depind de nimic și de nimeni. Prin urmare, nu mi-ar plăcea să câștig numai din vlogging, să fie doar, mi-ar plăcea în schimb să contribuie mai mult la buget asta. Dar sunt oameni care câștigă din treaba asta și câștigă bine. Am văzut niște cifre, ferească Dumnezeu, deci am văzut niște cifre pe timp de pandemie, niște vreo 200.000 de profit net, ban. Da, adică niște cifre de-astea țapene, sănătoase, se poate pentru cine vrea, dar repet, trebuie să ai și un anumit șorici pentru chestia asta, trebuie să ai și un anumit apetit pentru așa ceva și un anumit stomac, să te țină stomacul. Pe mine nu mă ține stomacul și nu suport multe, prin urmare, da, după cum mă știți, mă ia și gura pe dinainte de foarte multe ori și nu mă abțin una îmi spune părerea pe față, foarte, ceea ce îi deranjează pe mulți. Prin urmare, da. Dar, sunt oameni care fac chestia asta full-time, deși zic că nu o fac full-time, deși zic că mai au și alte surse de venit, posibil, nu contez, adică nu mă apuc eu să fac acum analiza de text, dar ca idee, da, dacă te interesează, da, dar trebuie să faci multe lucruri, trebuie să faci multe compromisuri, trebuie să intri în anumite cercuri, iarăși o chestie de care eu m-am ferit de-a lungul timpului, să tot intru în cercuri din astea doar cu motive, adică să am motive ca să intru în cercurile alea să câștig de pe urma lor, displac genul ăsta de relații în general, adică eu nu-mi creez relații cu alți oameni cu un scop ascuns, sau chiar și vădit scopul, nu prea creez relații cu oameni și poate e rău, nu zic că e bine, cum fac eu, Doamne ferește, că istoria a demonstrat că nu e prea bine pentru mine să rămân doar cu cercul meu de oameni sinceri și timp buni. Așa, gata. Ne oprim aici. Mulțumesc din suflet pentru întrebări. Foarte bune întrebările. Sunteți minunate și minunați ca întotdeauna. Sper că v-a plăcut. Este un clip kilometric. Nu știu de câte ori mi s-a închis camera. Prin urmare, sper că aveți răbdare cu el și dacă ați ajuns până la final, vai, mulțumesc din suflet. Apropo, dacă ați ajuns până la final, lăsați o sticlă din aia de șampanie, un emoji din ăla cu sticlă de șampanie ca să văd cine a reușit să reziste până la finalul clipului ăsta kilometric. Vă pup, vă mulțumesc din suflet, dați un like și un share dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și veniți pe Instagram că și acolo mai dezbrac subiecte din astea arzătoare așa cu voi. Ciao!